Bine ați venit la Stax TV, sezonul 3, episodul 1 cu un Suzuki Samurai al lui Lucian Trașcă, vechiul nostru prieten. Ceva special. Hai să vedem despre ce e vorba. Sau cel puțin așa consider eu că e special. Salut! Salut, am o creangă. O țin în mână, vreau să văd ce se întâmplă cu ea până la sfârșit. El este Lucian, proprietarul Samuraiului. Samuraiului. Am vrut să zic, dar nu mai zic, mă abțin. Și te las pe tine să ne povestești. Când a început pasiunea pentru Samurai? Eu știu și încerc să mă abțin rău de tot la episodul ăsta, jur. Fac tot posibilul să mă abțin. Păi e foarte veche pasiunea, cred că are cel puțin 20 de ani. Începutul anilor 2000, sfârșitul anilor 90. Da. E fabulos, mi se pare abia. Am îmbătrânit. Am schimbat 3, 4, 5 bucăți, nici nu mai țin minte câte. Ce să zic, am început cu... unul cât mai stoc cu putință, pe care l-am upgradat după posibilitățile la momentul respectiv, destul de rudimentar, destul de cu buget destul de restrâns. Ulterior, mă rog, s-a vândut, am cumpărat altul. Din ce în ce am început să citesc foarte mult despre mașină, să mă documentez, este foarte important. Foarte important să citești. Dacă nu citești, dacă nu te documentezi, dacă nu cauți multe păreri astfel încât să faci o medie între ele, să vezi la ce rezultat poți ajunge, nu ai de unde să capeți informații. Cam atât, s-a ajuns la rezultatul pe care îl vedeți. Ăsta este ultimul. Zici tu? Sper. Băi, nu mai duc altul. Deci ăsta e ultimul, da? Eu așa zic, da, nu mai duc altul. Este foarte special, zic eu, din mai multe aspecte, unul dintre cele mai importante ar fi faptul că am găsit, căutând un Samurai cu bani mulți în buzunar, un buget nelimitat practic, am găsit o caroserie fără niciun fel de problemă. Deci o caroserie țiplă, 9 din 10, cum s-ar spune, fără gram de rugină, Stai, scuză-mă că te întreb, zici că ai găsit doar... Ai zis că ai găsit o caroserie. Tu ai găsit doar caroseria mașinii sau era completă? Nu, am găsit o mașină completă, dar interesându-mă în special caroseria. Ca drept dovadă menționez doar caroseria. Uh-huh. Restul, i-am și spus proprietarului la momentul respectiv că în momentul în care cumpăr mașina, dacă e dispus să lase din preț sau ceva, nu mă interesează nimic de ea. Poți să ia absolut tot, să-mi lase actele, șasiul și caroseria. În rest, absolut totul, eu voi arunca mai departe, scap de ele într-un fel sau altul. Ce să vă zic? Nu știu, întreabă-mă dacă... Hai să vorbim despre partea frontală și ce modificări ai adus față de stoc. Ce modificări față de stoc? Păi, câte emisiuni avem la dispoziție? Nu-i problemă, avem timp. Cu ea, mi-am luat-o să... Deci mașina a fost demontată bucăți, de la bun început, făcută bucăți, înșirată într-un garaj. A rămas, practic, caroseria și șasiul goale, inclusiv motorul. S-a vândut, motorul e original. S-a mers pe un motor de 1.6 valve de vitar, acel G16A, care este recunoscut pentru anduranță și un motor foarte rezistent, tolerant. Am cumpărat un kit de compresor mecanic pe care l-am adunat foarte greu din toată lumea. Au fost 340, nu rețin momentul de față, 340. Și l-am lăsat pe ăsta să vorbească despre motor și noi vorbim de partea frontală. Zi-mă bine, ce ai făcut aici, Da, nu mi se pare atât de important de menționat aspectele exterioare. Hai să zic că pe partea exterioară ea este păstrată destul de mult în proporție originală, da? Adică caroseria este integral originală. Nu este nimic modificat la caroserie. Overfenderele care ar fi de menționat sunt overfendere copiate. O poveste foarte complicată, în sensul că aceste overfendere au fost fabricate la un moment dat, la sfârșitul anilor 2000, de niște canadieni. Overfenderele astea la un moment dat au fost retrase de pe piață, nu s-au mai fabricat.
Am găsit o poză pe net, le-am scalat, le-am vectorizat, le-am printat 3D, deci de-aia zic că e foarte alambicat. Au fost îmbrăcate în Linex, n-au ieșit din prima exact la dimensiunea la care a fost nevoie, s-au returnat, iar s-au printat, dura cam aproximativ 72 de ore printarea unui singur overfender. Acum deci... eu te întreb și te întrerup pentru că sunt ferm convins că oamenii care ajung în punctul ăsta văzând episodul te întreabă, de unde își cumpără și? Foarte greu, pentru că nu se, de exemplu, overfenderele din imagine nu pot fi cumpărate. Se pot fabrica, costul de fabricare este aberant. Da, e imbus, e ok. Este foarte mare. Au costat undeva procesul de fabricare undeva la 1200-1400 de euro. Deci dacă îți dă cineva 1400 de euro, vezi un set de date? Se pot fabrica. Da, se pot fabrica, da, am înțeles. Ok, bun. Deci prețul unui samurai, dacă pentru mulți. Unui samurai cu numele. Da. Carne și oase nu prea cumperi un samurai. Nu, adică îl cumperi, dar poți să spui că ai, și de unde s-a apuci cu el, că e sub orice critică. Hai să discutăm despre roți. Despre trenul roți. De rulare, adică trenul de un rulare. Tren mic, paburi, care merge acolo. Trenul de rulare, da. Roți. Bun, hai zin să începem cu roțile. Roților. Roțile sunt 15 cu 12 lățime, cu un ET pe care știu să ți-l spun în inch, este, deci din 12, 2 inch sunt în spate, backspace. Ok. Da? Deci 2 inch sunt în spate, echivalează probabil cu un ET minus 90, 90 și ceva de gen, ceva acolo. Aberant. Sunt făcute pe comandă la NTW, National Tires and Wheels în America, după dictare la telefon o oră, cum le vreau. Deci foarte complicat, destul de greu de comunicat cu ei, să le explici ceea ce vrei. În contextul în care eu am, este a doua oră când fac cu ei aceste jante, la, e adevărat, la un interval de aproximativ 10 ani. Ai avut și pe ăla dinainte, am nu? Avut și pe ăla dinainte jantele identice și acum mi-am spus, nu se poate ceea ce vrei. Păi zic, nu are cum să nu se poate, zic, pentru că le-ați mai făcut odată. Nu, noi, zic, ba da, zic, uite, hai că dacă mă uit în mail-uri, zic, vă și spun cu cine am discutat la telefon și... Mai lucrează acolo? Da. L-ați dat afară? Ideea este că la final de discuție mi-a spus că nu se poate. Zic, bine, cu ce backspace se poate? Cu 2,5, ok, faceți-mi cu 2,5 și mi-au venit cu 2. Nu mai contează. Da, corect. Important este rezultatul. Cauciucurile sunt 35 cu 12,5 cu 15. Niște MT-uri. Ce are lumea, vezi, domne, da? Destul de comune, federal. Să zic, anvelopele, federal, da? Purage, MT-uri, cam atât despre anvelope. Kitul de înălțare este un trail tough, este un SPOA spring over axle, adică arcurile mutate deasupra punților, da. Da, cu arcuri de... Foile de arc, de Wrangler, de YG. Da, de arcuri. Băi, eu glumesc. Arcurile de la Old Man Emu sunt destul de moi. Chiar am confortabil, fost adică. Plăcut, surprins, da. Culmea că toată lumea zice că Old Man Emu e rigid. Nu știu cum. L-ai nimerit tu, la fel ca la jant. Există cel puțin pentru YJ două tipuri de arcuri de Wrangler. Sunt unele pentru light track, respectiv motorul de 2.4 sau 2.5, pardon. Și pentru motorul de 4 litri, care este heavy track. Și atunci... Dacă optezi pentru light track, pentru varianta de light track, teoretic Wrangler-ul de 2,5 litri are greutate mai mică și atunci arcurile în consecință sunt mai moi. Sunt, au foaie minus, sunt mai confortabile. Cam atât despre punțile kitul de înălțare. Punțile lui, au o singură mică modificare în grupuri. Și asta e un lucru pe care chiar vreau să-l menționez și să-l audă cei care... Exact așa. Atâta timp cât în teren, în noroi, este foarte important să ai putere și nu reducție la roți. Foarte important. Putere sau turație? Putere la motor și implicit turație la roată. Este foarte important lucrul ăsta. Este absurd să ai foarte mult power, să ai foarte mult sky și tu să învârți o roată foarte încet. Asta este... Nu te ajută cel, să descarci. Nu te ajută cu nimic să descarci, da. Să învârți roata, să pleci de acolo. Da. La fel, YouTube și toate canalele de YouTube consacrate off-road-ului vă pot ajuta pe cei care doriți să faceți off-road să înțelegeți fenomenul ăsta. Da, sunt explicate ce înseamnă rapoarte, da. Ce înseamnă exact. Toate modificările pe care le poți face. În consecință, eu am mers cu toate că mașina asta probabil va vedea foarte puțin off-road sau va vedea off-road la nevoie. Da, mă, eu am construit această mașină pentru sufletul meu, pentru, hai să-i zic, pentru pasiunea mea pentru această mașină, nu pentru pasiunea mea pentru off-road.
Da. Corect, okay. Da, nu e nimic bun, de demonstrat. Ca să-l amoresc, să nu am nimic de demonstrat. Nu e un build exact care să demonstreze că avem o rețetă care merge foarte bine în teren. Nu, este o mașină recondiționată, o mașină veche recondiționată și, cum spun eu, nu toți culturiștii sunt și bătăuși. Oamenii vor să arate bine. Omului îi place ca mașina să fie impecabilă și să arate așa. Păi dacă o luăm acum printre copaci ăștia până în partea aia la Casa Albă și înapoi, nu o să mai arate mașina așa niciodată. Niciodată, da. Corect. Da, și n-are rost. Mașina e vopsită foarte bine și scump și, și așa, exact, mai departe. Da. Și nu este genul ăsta de mașină. Dar o să vedeți la noi în emisiune și mașini din aia care merg lovite, rupte, da, și așa mai departe. Da, apropo că ai zis de vopsea, mașina e vopsită la Maxi Paint în Brașov. Și-a luat 100. Deci nu 50. Nu, da, dar se face o treabă fabuloasă acolo. Calitatea vopselei și este incredibilă. Deci oamenii depun o atenție fantastică. Revenim la grupuri acum, da, am 3.9 da, da, în grupuri, deci Ring & Pinion, sunt 3.9, există două modele care s-au pus pe Samurai Stock, respectiv 3.7 și 3.9, am ales varianta un pic mai redusă, uh-huh, dar nesemnificativ, 3.9 e nimic, da? Pentru cutia de transfer la fel, e un 4.6 peste la trenul de rulare și de aia am zis-o. Să le spunem oamenilor că toate modificările astea țin foarte mult de ce roți vor folosi. De ce roți vor, adică, folosi categoric. Adică mare atenție că e un combo sau bundle, cum îi zicem noi, e un combo între roți și rapoarte. Deci trebuie să țineți categoric, cont categoric de chestia. Categoric, e un combo între ele și care trebuie făcut foarte atent, trebuie calculat. Există inclusiv pe net calculatoare care te, da, pot, da, ajuta, da, în sensul, da, ăsta. Da, da, da. Dacă nu o faci tu, măsori, sigur, întorci. Măsori, întorci și așa, da, mai departe. Deci, se poate. Se, bun, poate. Trenul de rulare, modificări, am zis. Ți-ai făcut, deci ca să vă dați seama de, nu știu, să zic, nebunia proiectului, omul are punțile vopsite negru lucios. Deci măcar mat, negru lucios. Dar de fabrică au fost, de fabrică au fost negru lucios. De fabrică au fost negru lucios. Deci, bun, exact asta, deci e. Deci am vorbit de tot. Mergem la partea din spate. Să vedem, hai, că ai tu acolo un hardtop interesant și rar și scump. Am reîntors aici la partea dorsală a samuraiului ninja. Îți place. Da, să vedem, să vorbim despre hardtop, care este un hardtop care ăsta se poate cumpăra, nu? Nu se mai poate cumpăra, nu? Surpriză! Surpriză! Nu se mai poate cumpăra, da, nici ăsta. De nou? Da. Nu, da, de nou, nu se mai poate cumpăra. Se numește Rallytop, a fost produs de o firmă Weiss Design în Germania. Până și undeva moș, în anul moșu, și gata, s-a terminat moșul producția. E foarte căpos, da? S-a produs până undeva 2008-2009 în Germania. Avea aberantul preț de vreo 1500 de euro. Zic aberant pentru că era destul de mare raportat la prețul ceea ce își permitea, da, și ceea ce își permiteau în general oamenii să facă de samurai, să zicem, achiziții pentru, da, un Suzuki Samurai. Și atunci vânzările destul de reduse, s-au vândut puține și astea, în jur de 3-400 de bucăți. Are, conferă un aspect de bowler, așa, saharian, o chestie. Nu, o chestie, e frumos, e frumos. Da, 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 a plecat, da, da, în spate, așa, adică sigur, sigur, nu, are o formă deosebită și e, nu știu, foarte, inclusiv în momentul de față mai găsești pe eBay, pe Kleinanzeigen, de vânzare apare, să zic, unul, poate două în medie pe an, dar dispar în secunde. Deci dispar în secunde, cam asta e. Eu, la mine ăsta, la fel, are o istorie foarte mișto. În sensul că eu pe ăsta l-am cumpărat de nou în 2007 sau 2008. A fost pe mașina mea neagră, pe samuraiul de dinainte. L-ai vândut cu tot cu ăsta? Nu, l-am vândut cu tot cu hardtop. Dar proprietarul care a revândut mașina la un moment dat, pe care a cumpărat-o de altfel un prieten,
M-a contactat la un moment dat dacă îl ajut să vândă mașina. I-am spus că am un client pentru mașina respectivă, pentru că aveam de mult, de mult un prieten care și-ar fi dorit-o. Și am spus că singura condiție este să rămână hardtop la mine. Cu schimb, eu cumpărasem acest hardtop, dar îl doream pe al meu pentru simplu fapt că l-am avut de nou. Da. Și am zis, vreau hard, îți dau unul identic. Da. Deci nu ai nicio pierdere, meu, da. Îl vreau pe al meu că a fost al meu. Da. Și atât ai cumpărat de mine de nou. Și știi ce aveai, da, corect. Exact, știam ce am, nu era nicio... Se deschide? Se și deschide, da, da. Banii ăștia în 1500 se deschide. Pe old school, cu cheia. Mamă, cu cheia, frate. Da. Ia, ia. Așa, ia. Pac, ia. Pac. Așa. Ia, uite mă, s-a deschide cam așa. Asta rămâne într-un sistem de blocaj aici. Are unul, da. Cam așa se deschide. Amortizor, lunetă, tot. E destul de rudimentar, ca să zic așa, e practic. Pus lunetă cu degivrare, dar nu are degivrare. Pe care neamțul nici în momentul de față nu vrea să spună de la ce mașină provine, pentru că este o lunetă de la o mașină comună, s-a găsit nimic, am căutat peste tot, am fost cu codul, m-am plimbat, pentru că am zis, poate am nevoie de o lunetă la un moment dat, să schimb luneta și am avut probleme pentru că tot sistemul de aplicare a lunetei pe placa asta, la un moment dat se dezlipise de pe margini, picura apă, nu știu ce, am vrut să o dezlipesc, mi-a fost foarte... am avut o temere că la un moment dat o să crape geamul, o să crape luneta și băi, dacă de unde iau luneta? Cineva să ne spună în comentarii de la ce mașină e luneta asta. Da, da. Eu aveam o vagă bănuială că este de la un Polo MK1 sau MK2. Deci asta era da, bănuiala mea. Mă, desigur e ceva nemțesc ce a găsit el pe acolo. 100% a găsit el o combinație de mașină nemțească, da, ieftină, ceva mică, fiind la da, da, 100%. Da, 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 da. Boxe, bă, că ai aici. Da, 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 da. Am zis că n-am cu ce să umplu ușa spate și că un sistem de sonorizare finuț cu 4 difuzoare, un amplificator și un player în față e de ajuns perfect. De rezervă, dumă acasă, roată, aia mică, dumă acasă, da. Așa, așa. Scaunele, mochetă, totul aici mochetă, a făcut, da, elegant, tot, frumos. Totul, nu. Deci mașina este și cabrio, să zicem, mașina, nu? Este și să cabrio, le spunem oamenilor care nu cunosc modelul, dacă îi dai partea asta de sigur, hardtop și... foarte ușor, durează cam 10 secunde în principiu să o faci cabrio, hardtopul e suficient de ușor încât îl poți ridica în o singură persoană. Da, da, da. Sau se poate, poți să mergi pe varianta, de exemplu, să dai ridici doar capacul din fața pe care... să zicem, da. Trapa, dacă vrei, da. Hai să vedem și în interior și după aia trecem la motor, că acolo e ce trebuie. Ne vedem, da, și noi. Interiorul nu are multe modificări, s-a mers pe varianta de cât mai stoc și nou, totul cu putință, în afară de, să zicem, scaunele și volanul, ceasurile de bord care erau inevitabile, nu aveam variantă fără ele. Cel de acolo este un AFR, iar aici este ceasul de boost. Boost și amestec. Da, și benzină cu aer, ca să vedem și să meargă totul safe și să știi cum îți merge motorul. Asta este o chestie pe care eu o recomand la toate mașinile dotate cu turbo din fabrică sau ulterior. Mecanic, sau compresor mecanic pentru a vedea amestecul, să nu prăjești motorul. Știți foarte bine că dacă mergi sărac, vorba aia, săracule. Da, eu și acum sunt în setări cu ea pe parte de AFR, încă nu sunt la parametrii corespunzători, dar mă apropii vertiginos, practic fac un soft mecanic. Când o să ajungem la motor, o să vă detaliez faptul că este... Hai să ajungem la motor. Reductor, cutie de viteze manuală, era să zic deci automată. Ca să ajungem la motor, nu te mișca de unde ești, cu căști, nu te mișca. De aici se deschide capota la motor. Pentru că e cabrio. Nu, pentru că e samurai. Băi, nu mă, pentru că e cabrio, mă, frate. Nu, mă, nu. Ba da, mă. Bine, mă, și la ăla nu? La ăla normal, tot de acolo? La fel, toate. Toate se deschid în torpedo. La mașinile cabrio se întâmplă asta pentru că o lași decapotată, știi? Și să nu poată să-ți umble la mașină, știi? Și atunci, tac, întâi torpedo și șmecherie. Asta nu știe, că n-am avut mașini cabrio. Merge banda, frate, aici e treaba interesantă. Da, aici și e piesa de rezistență. Eu, așa, în cultura mea generală despre mașini, știam, domne, samuraiul a fost compresor din fabrică. Au existat niște samurai compresori din fabrică, știi? Ziceam eu, în cultura mea generală, repet. Da. Și aia, nu că există. Lămurește-ne care e situația cu mașinile astea. Au existat la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, o anume firmă din Germania, și anume GMB Motorentechnik,
a fabricat un număr restrâns de Suzuki Samurai. De fapt, nu a fabricat, au fost cu acordul lui Suzuki scoase de pe linia de fabricație, modificate, precum, hai să zicem, la Mercedes, și acum la AMG, la Brabus și așa mai departe. Da, corect, comparația, da. Probabil, da, că bine, nu are legătură. Nu are legătură, da, da. Au fost scoase de la Suzuki, duse la G1B. Da, aceștia sunt G1B motor în tehnic, adică G plus B. G plus B. Și au făcut, da, ei filmă, exact. George plus Bogdan. Facem niște compresoare, facem frumos. Și au dezvoltat două motorizări, una de 1.3 și 115 cai și una de 1.6 de vitara și aproximativ 160 de cai. Ok. Noi avem aici varianta Noi avem un surogat aici, avem varianta de 1.6. Okay. Ei ce au făcut? Ei au mers pe 1.6 și injecție. Eu am mers pe 1.6 și carburație, adică am făcut un surogat între varianta de 1.3 și 1.6. De ce am făcut chestia asta? Nu am vrut să merg pe injecție, pentru că injecția pe care o foloseau ei era foarte rupestră. Bine, sună aberant asta în contextul în care eu folosesc ceva mai rupestră decât injecția. Dar n-ai vrut, da. Nu am vrut, deci, că e foarte important să ai soluții, să locuiești. Am altă soluție, adică dacă aș merge pe variantă de injecție în 2020, aș merge pe un multipunct, nu pe un monopunct, cum au ales ei să meargă. Și am zis, decât monopunct, mai bine merg pe varianta de carburație, la care am deja istoric, am mai făcut una, știu cum merge, știu ce pretenții are, okay, știu exact ce are nevoie și așa mai departe. Puterea este cel puțin aceeași, adică tot undeva în jurul a 160 de cai. Okay. Ca piesă de rezistență, și să revin un pic la asta, este compresorul mecanic. Este un compresor care se găsește foarte greu, este foarte scump, este foarte greu de recondiționat. Sunt 3-4 cel puțin în Europa care sunt în stare să-l recondiționeze, e foarte ușor să-l desfaci, este aproape imposibil să-l pui la loc, îți trebuie niște cale de fabrică, astfel încât să pui palele în fază, este ceva aberant. Deci sunt o groază de, au fost o groază de vânzare pe eBay, pe Kleinanzeigen, desfăcute bucăți, vândute pe nimic. Faceți-le voi. Da, 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 și duse la oameni cu specific, care cu asta se ocupă, nu au reușit să le pună la ce să zic, despre totul este nou la motor, absolut tot, deci în compartimentul motor, motorul, nu? Motorul adică este recondiționat, da, 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 am schimbat vreo 3 blocuri motor până să găsesc unul absolut perfect, fără niciun grad de ovalizare, fără absolut nimic. Toate piesele sunt SGP, Suzuki Genuine Parts, deci n-am cumpărat nimic aftermarket sau piese, nu știu, de alți producători. De alți producători. Deci am ales să merg pe Suzuki Genuine Parts. Prețurile sunt destul de mari la piesele originale, mai ales pe partea de componente de motor, și pot să-ți dau un exemplu simplu de segmenții, de exemplu, un set de segmenți aftermarket costă 120-150 de lei, iar segmenții, da, exact. Iar segmenții pe SGP costă 800 de lei. Deci diferența, da, diferența e de 6-7-8 ori. Ce vreau să te întreb, te rog. Ce modificări are motorul, pentru că a ajuns la George și Bogdan? Așa. Ce au făcut ei motorul? I-au schimbat pistoane, i-au schimbat biele, la vremea respectivă l-au decomprimat, l-au decomprimat de chiloasă, și de unde găsești piesele astea de schimb, de exemplu? L-au decomprimat. Pe ce soluție au mers? Ei au zis, ca să nu se complice, deși motorul, din constatările mele personale, pentru că motorul anterior pe care l-am făcut în configurație identică, acela fiind unul de 1.3 cu același raport de comprimare 8.9:1, dacă nu mă înșel, are G13H, asta este raportul de comprimare, cu benzina pe care o foloseau în anii 90-80, sfârșit de anii 80, început de anii 90, adică 98-ul de la noi, acum. Băi, sper că nu. Da, deci chiar sper că nu. Adică, nu, aveau benzină cu cifră octanică destul de mică, probabil cu un 95, cred. Da. Cred că un 95 era un super plus. Da. Așa, au ales un raport de comprimare de 7.2:1, foarte mic, obținut prin decomprimarea motorului cu o garnitură de chiloasă, o garnitură de chiloasă mai groasă, okay. Exact. O găsești? Nu, o poți fabrica. Ok. Bun, eu nu am mers pe varianta asta, la motorul de 1.3 anterior nu am decomprimat deloc motorul, l-am lăsat cum era, dădeam cu aproximativ 0.6 bar în el, merge și în prezent, are cam 11 ani vechime. A văzut viol, pot să zic? Da, pot să zic, frate, e ok. Deci a văzut viol motorul ăla. Funcționează impecabil și în ziua de azi. Ba mai mult mi se pare că se aude mai bine azi, nu știu ce dracu s-a întâmplat. Deci abar n-am. Dar fabulos. La ăsta, în schimb, am ales varianta de decomprimare.
mică, repet, el avea 8.9 la 1, acum are 8.5 la 1, deci okay, nesemnificativ de comprimat, prin varianta de MLS, multilayer, da? Okay. Foițe subțiri de... Bun. Deci asta e varianta de decomprimat. Cum au... Ce mai are soluția, soluția completă pe care au folosit-o ei a fost așa. Deci din spate o pompă electrică de benzină de debit mare, okay, cu un circuit de retur mai mare, regulator de presiune de benzină, un carburator de Lancia Delta HF Turbo. Este o Lancia Delta HF 1.6 Turbo 133 de cai, fabricată doar 2 ani de zile, 82-83, ceva... Bă, noaptea minții, deci piesele astea... Carburatorul ăsta, de exemplu, a fost fabricat doar pentru mașinile alea în anii aia. Deci nu mai găsești. Eu am cumpărat carburatorul, la un moment dat l-am găsit prin Finlanda la un magazin și finlandezul mă întreabă, zic, uite, vreau să cumpăr ăsta. Ăsta? Zic, da, ăsta. Bine. Mi se părea foarte contrariat și nu înțelegeam. Zic, bine, ce... îi plătesc suma aberantă pentru un carburator, deci nu mai contează. Și la final mă întreabă, zice, da, ești sigur că ăsta? Zic, bă, dar care-i problema? Zic, are ceva carburator? Sau zic, ce? Nu, zice, dar l-am de 11 ani pe stoc și nu m-a întrebat nimeni de el. Mamă, zic, super, da, nemaipomenit. Carburatorul de Lancia HF, așa, compresorul mecanic, sunt multe, multe chestii mărunte aici pe care... Furtunașe, furtunele, chestii, da, foarte multe. Toate funcționează. Ce mă frapează pe mine și ce îmi place foarte mult, că într-o configurație în care sunt piese de pe 5 tipuri de mașini cu aproximație, motorul funcționează mult mai bine, aș putea spune, din toate punctele de vedere, decât în configurația originală. Da, avem poză, asta cu George și pare... Bogdan, ăștia să-i vedem și noi, avem o poză, îi găsim avem o poză, internet. Unul din ei știu sigur că a murit, chiar într-un accident de motocicletă. Mm-hmm. Tot Suzuki era. Motocicletă? Am impresia, da, ceva de genul, da. Așa, și istoria lor e foarte mișto, ei încă sunt activi în piață, nu mai fac de aproximativ 25 de ani kitul respectiv, pentru că legile în Germania s-au înăsprit pe partea de norme euro și așa mai departe și n-au vrut să... Plus că era un kit, atenție, era un kit care costa aberant, deci la vremea respectivă era undeva 8.000-9.000 de mărci. Costa kitul. 8.000-9.000 de mărci era o sumă foarte mare, îți puteai cumpăra o mașină bună. Da. Sau 7 trabanturi. Sau... Cred că mai bine. nu știu prețul la trabant, dar... Da. Băi, mulțumesc mult pentru detalii și pentru timp. Așa arată un episod din 2020, când eu nu mă mai implic, nu-l mai întrerup și las pe om să vorbească. Atât de mult poate să vorbească oamenii despre mașinile lor și nu că atât de mult, poate să vorbească de 10 ori mai mult despre cum și ce au investit și ce pățanii au avut cu mașinile. Vedeți acum ce nu vedeți, pentru că o mare parte din episod era montat pe Patreon, dar din 2020 o să aveți posibilitatea să vedeți episodul integral pe YouTube. O să avem acolo tot așa niște Patreon mai mici, care o să primească mai multe lucruri și tot felul de chestii pe canalul nostru de YouTube. Cei care vor în continuare să se aboneze la Patreon vor vedea episodul cu 2 zile înainte. Nu uitați de share, like și subscribe și nu uitați de faptul că după acest episod o să apară un material Q&A cu această mașină, cu mine și cu Lucian, în care el vă răspunde la toate întrebările voastre puse pe Instagram. Am zis-o bine și din prima. Mamă! E părec? Hai. Stai un pic. Vreau să prezint cu creanga asta în mână. For no reason.